E tu, Marin? Da. Îmbracă-te și vii cu noi. De ce? Ia mișcați-vă curul de acolo. El este Constantin Brâncuș. El îți vorbea atunci despre fericire pentru că nu o avea, dar se pregătea să o întâmpine. Ești cel mai mare falsificator al lui Brâncuș. Ai 50 de lucrări în 73.